În evidențele primăriei Adâncata sunt 25 de persoane cu handicap și de asistenți personali. Oamenii nu și-au mai primit salariile și indemnizațiile de 2 luni de zile. Da, da, să știți că sunt oameni necăziți, oameni care au nevoie foarte mare, pentru că cei care sunt însoțitori și persoane bolnave sunt cu afecțiuni grave. Asta necesită îngrijire mai specială pentru să fie spălat zilnic, schimbat lejerie, schimbat hainele de pe ei și se consumă foarte mult detergent. Deci sunt oameni foarte necăjiți. Și îmi pare rău, vă dați seama, ne doar inima, pentru că dacă noi am apucat în anul trecut și le-am mai dat din banii noștri, din păcate înapoi banii nu ni s-au mai dat în cont. Și cheltuind în jur de vreo 600 de milioane anul trecut tot cu această problemă, am rămas cu gaură în buget și n-am reușit să acoperăm până la sfârșitul anului cheltuielile care le-am avut noi făcute cu primăria. Oamenii care nu și-au primit banii au tot bătut pe la ușile primăriei. Conducerea instituției spune că nu are bani în buget pentru aceste cheltuieli și că sumele trebuie să vină de la Ministerul Muncii. Ca să acopere restanțele și să asigure salariile și indemnizațiile până la finele anului, primăria Adâncata are nevoie de 70.000 de lei. Ca să finalizăm anul, este vorba undeva la 600 ceva, 700 de milioane. Eu am fost în audiență la Trezoria Municipiului Suceava, de acolo mi s-a spus că, pentru că urmează rectificarea bugetară, am cerut mărirea plafonului pentru salarii la primărie. Se pot schimba bani dintr-un cont în altul, printr-o hotărâre de Consiliu, dar mi s-a spus că va fi rectificarea bugetară care a fost făcută acum, așteaptă să fie publicată în Monitor Oficial, vor primi finanțele publice și implicit trezoria vor primi rectificarea bugetară și apoi vor fi transmise către primării, cu promisiunea că vor fi asigurate până la sfârșitul anului. Acum eu nu știu ce să mai zic. 10 de primării din județ au restanțe la plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap. Printre acestea se numără Vicovu de Sus, Bosanci, Vadul Moldovei, Dolhasca și Dumbrăveni. În acest moment, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului încearcă să afle care sunt sumele restante la nivel de județ pentru a solicita banii de la guvern.